Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. CSA Steaua a avut un amical cu o echipă care se cheamă Progresul Spartac. 30 de spectatori la acest meci. Bine, de printre tot. Printre ei, da. Mă rog, asta e. Așa, la copii ei... vin părinții, practic. Da, de unde au spectatori? Narcis, nu știu dacă este meci de juniori. Dar asta e. Printre ei, Narcis Răducan. Fostul jucător, Narcis Răducan, mă rog, fost jucător la Steaua și așa mai departe. Fiul lui, pe care îl cheamă Iustin, este rezervă la CSA Steaua. În tribune, printre cei 30 de spectatori și un copil cu mămica. Veni să vadă meciul, copilul, nu știm ce vârstă are, urla în gura mare insulte, imposibil de reprodus la radio. Avea ceva cu Dinamo și cu un slogan referitor la Dinamo, cum, mă rog, echipele, știu, Dinamo. Și, mă rog, urla acolo, cum zicea? Copil, nu mai zic, deranja de situație. Deci totuși un copil, și era mămica asta, știi, cum asta. Deranja de situație, Narcis Răducan, scrie publicația GSP, Gazeta Sporturilor, a intervenit și a rugat-o pe mama băiatului să-i ceară să se oprească, să mai să înceteze cu scandările astea vulgare. Și spre urlirea domnului Răducan, doamna i-a replicat că e copilul ei și îi dă voie să jure, ba chiar îl încurajează, deoarece, și citez, așa e cântecul, așa îl cântă. E pe stadion, face ce vrea. Nu-mi duci tu mie copilul, pe stadion se strigă, se înjură, se strigă Dinamo. Altfel, îl ducea la biserică. Am încheiat citatul. Asta cu biserica e bun. Mi se pare uluitor, deci un astfel de moment las... Nu-mi schimb tu mie versurile. Da. Copilul meu cântă corect. Dacă așa e cântecelul, ce facem acum? Deci pe ce un astfel de incident m-ar lăsa masca. Adică eu nu știu, n-aș ști ce să fac într-o astfel de situație. Nu mă, la sport oamenii sunt complet raz... Mă rog, la... să nu... Și doamna și-a îndemnat copilul să înjure în continuare, ceea ce asta a și făcut. Adică dacă a zis mami, dă-i mai tare, știi? Aș fi înțeles dacă era tati cu el. Știi că nici poate așa, zici că erau... Dar... Sigur da? Că nici așa, dar aș fi pe undeva aș fi înțeles. Mă, da, mami... Băi, la fotbal, ideea e că în jură, George știe la fel de bine ca mine, oamenii în jură din principiu. Deci asta, la fotbal nu e ceva ieșit din comun. Și eu am fost în ultima vreme pe stadioane și am rămas uluit că în continuare, în 2023, se comportă în felul ăsta oamenii în toată firea. Eram cu Ștefan și aveam în față doi cetățeni pe la 50 de ani, la meciul FCSB CFR Cluj, care au înjurat din primul minut. Dar înjurau de-a Valma, înjurau și de-ai lor și de-ai adversarilor, adică nu conta. Ei, practic, erau acolo pe descărcare emoțională. Da. Pe mine mă îngrijorează mai mult și mi se pare mai trist ce se întâmplă la copii și juniori. Ce unde, băi, fac ca toate visele, da, părinții. Părinții care sunt pe margine. Da. Atât la meciuri, unde hai să zici că mai au o mică scuză, că e un strop de adrenalină. Copiii tăi mergând amândoi la sport, unul la basket, unul la polo, nu? Ala mic nu e competit, adică nu participă la competiție. Bun, da. Dar Ștefan... Ștefan e la basket. Ștefan acum e la polo, dar a fost la basket. Și la basket, în urmă cu vreo 5 ani... Adică la echipă, joacă la echipă, da, da, da. Niște campionate. Și în urmă cu vreo 5 ani, clubul respectiv de copii a decis să sisteze prezența părinților la antrenamente. Serios? Pentru că timorau copiii. Că întotdeauna erau câțiva părinți, nu mulți, 2-3, care nu puteau să se abțină și țipau la copii indicații, știi? Băi, du-te, ce-ai făcut? De ce aruncă? Matei, vină cu aia. Ce au constatat? Că se uitau... Da, mă, erau antrenori. Timorați se uitau către părinte în momentul în care exersau. Către antrenori. Și au luat o decizie foarte bună și au zis, începând de săptămâna viitoare, s-a încheiat. Și așa a rămas și în prezent, că acum face Radu ăsta mic basket, nu mai intră părinții în sală la antrenamente. La dar meciuri. Poate că părinții vor să vină să vadă dacă nu cumva antrenorul le mai arde cât o scatoalcă. Nu, cred. Nu îi pleznește. Eu când am făcut basket și voi, la basket am avut un super antrenor, dar la voi am plecat de acolo, pentru că era un antrenor brutal, violent. Și după ce mi-a dat câteva scatoalce că nu executam corect, nu știu da, ce, dar spune copilul. Nu m-am mai dus. Spune copilul dacă exact. Primește ceva. Poate că adică... nu spun toți. E, la meciuri, oamenii devin fiare, adică hai la antrenamente, mai e cum e. Și țipă, indicații, adică e ceva, e o nebunie. Am fost cu Ștefan la meci de polo. Băi, nene, deci copiii sunt în bazin. Da. E greu să auzi se aude mare mai lucru. Da? Sol. Exact. Mamă, și erau unii răgneau din toți bojucii, știi? Bă, dă pasă, dă pasă!
Copii de 11-12 ani, știi? Și ce propui? Adică ce... Ce la zici? Fotbal nu-ți mai zic, am văzut încăierări între părinți. Și înjurături de alea ca la ușa cortului, adică... Se apucă vreunul și îl înjură vreun copil, îți dai seama ca părinții sar. Adică da. E foarte ușor să ajungă la dreptate. Și mereu iau foc pe... Și asta e, da, limita. Cum o fi ok? Adică ai dreptate și tu, că se poate întâmpla să fie... Mulți au... Și e mentalitatea asta. Domnule, eu plătesc aici. Da. Dacă plătesc, e al da. Și copilul meu e nedreptățit. E rezervă sau nu știu a, ce. Plus asta. Că și aici e o problemă în ceea ce privește performanțele din sportul românesc. Că mulți zic că sunt copiii avantajați, că sunt părinții pupile, mai bogați, cum ar veni, și mai bogați. Alții care le strică copiilor viitorul în sensul că copilul ăla crește frustrat. Că părintele îi spune mereu, da, tati, lasă că pe tine nu te bagă, vine tati și țipă la... Băi, să-l bagi! De ce n-a intrat fiul să joace? Știi? Bagă-l, bă, pe... Țipă Tomiciu, să pun, bă, mori! Intră la polonii, hai să vedem. La copil. Bun, 0372069599. Da, haideți să vorbim despre fenomenul ăsta. Dacă aveți, dacă copiii fac vreun sport în mod organizat și v-ați dus la antrenamente sau pe stadion sau la meciuri, dacă ați interacționat cu alți părinți sau ați văzut astfel de scene sau cine știe, ați încercat să potoliți vreun părinte care... Sau ați făcut astfel de scene. Sau ați făcut și de ce faceți? Păi nu, sau ați încercat să potoliți vreun părinte care sărea pârleazul pe acolo și care a fost reacția? 0372069599. Cum e ca părinte când stai în tribune și îl vezi pe copilul tău la antrenament sau la meci? Și nu-l baga antrenorul. Da. Un meci, două, trei. Păi tu de ce plătești? Sau nu primește pasă. Da, sau nu sau primește pasă. Da. Mă rog, experiență din zona asta. Deci au dreptul să intervină părinții cu sfaturi și cereri de pe margine? Sau nu? Și cum interacționează cu părinții celorlalți copii care sunt și ei în echipă? 0372069599. Despre cei mici și cei mari la meciurile pe care le au cei mici. Da, aparent e o problemă serioasă. Sute de antrenori și pe margine. Da, exact. După ce am zis la radio de asta, am ieșit un pic din studio și mi-a spus o colegă, băi, să vezi ce se întâmplă și la copilul meu care joacă fotbal, la fel, este nebunie, adică nu știam că e un fenomen de important. Hai să vedem ce se întâmplă de fapt. Maria, bună dimineața! Bonjour! Bună dimineața! Sper să mă auziți, pentru că sunt pe telefonul din mașină conectată. Dar dacă ne spuneți că sunteți la antrenament. Ați deschis subiectul ăsta și mi s-a părut extraordinar, chiar dacă sunt în mașină, am tras pe dreapta să pot să discut. Ok, mulțumim! Deci, am o fată de 13 ani care face fotbal și vreau să vă spun următorul lucru. Suntem o gașcă, să zic așa, de părinți, care mai deschiși la minte, care am reușit să direcționăm această problemă în altă, mă rog, să o redirecționăm, să o facem altfel. Nu intervenim în nici un fel asupra modului de joc, asupra nici la antrenament, nici la meci. Nu facem corecții. Singurul lucru pe care îl facem este încurajare. Dacă a primit un gol, capul sus, puteți. Deci noi formăm așa o mică galerie la fiecare meci. Unde se întâmplă asta? Parte. În Timișoara. În Timișoara. În Timișoara. Și cu părinții ceilalți care fac, ce faceți? Să știți că părinții se potolesc. În cazul în care... Dar aici e diferit la fotbalul de fete. Sunt... parcă și părinții, sau cel puțin acum, neavăm băiat, probabil nu-mi dau seama cum se comportă. Neapărat. Dar ați avut experiențe cu părinți care... Da, am avut experiențe. Ce făceau și ce ați făcut voi? Recent, în momentul în care tu nu răspunzi cu răutate și cu înjurături și cu comportament, să știți că la un moment dat se potolesc. Maria, îți mulțumim tare mult. Marius, bună dimineața. Salut, Marius. Salut, băieții. Să trăiești. Ce să vă zic, eu am un băiețel de vârsta de 9 ani și este portar la o echipă de fotbal, bineînțeles, în București. Da. Și ca tot bărbații care sunt mândri că au copii fotbaliști, da. Ca orice portar, și eu zic bună zi, mai puțin bună sau mai puțin sau bune, bune. Așa. Toate bune și frumoase. Când apără, mamă, ce bine apără. Când nu apără, vai de capul meu, de ce nu apără. Și am avut un turneu în decembrie, de două zile. Prima zi n-a jucat nimic, pur și simplu a fost o mâie în poartă.
A doua zi a apărat spre bine. Marius, dar zine ce strigați din tribună? Adică îl iau ceilalți părinți, nu îl iau la ochi? Nu îi strigă lucruri nasoale? Ce strig cu părinții din clubul ăsta? Sunt culpulețe. La modul, domne, pe ăsta nu apără nimic. De ce nu apără? Ce a făcut aseară? Până la 9 ani nu face nimic seara. Acum, mete Dumnezeu. Adică, n-a avut nicio gagică de genul să facă ceva seara. Zine dacă și... ți l-a înjurat vreun părinte din tabăra adversă sau din gașca. Au campionate și a fost la un meci un părinte de la o echipă adversă care pur și simplu mai avea puțin să ne înapătaie cu el acolo. Oh, pentru că a înjurat antenorul nostru și noi, băi, facem oare mai ușor, că toți sunt copii. A început omul să bage, să scoate ca pe câmp și ea îmi avea puțin coteam să-i cură și ne-am la bătaie acolo. Deci ați fost la un pas de bătaie. Bine, Marius, să-ți mulțumim tare mult și ce să zic, spor la treabă cu copilul portar, e mai dificil. Diana, bună dimineața! Bună, Diana! Bună dimineața! Am o fetiță de 10 ani, face atletism de vreo 3 ani de zile. Sincer, nu am auzit niciodată situații de genul acesta în zona asta de atletism și alte sporturi. Însă, ce vreau să spun, există un regulament. În momentul în care mergi cu copilul la sport, și te afiliezi la un club, la un antrenor, ai un contract, plătești, da? Există un regulament de ordine interioară. Ni s-a spus de foarte multe ori când intram pe pista de atletism, vă rog să ieșiți de pe pistă, nu aveți voie. Și paznicul ne-a atras atenția. Deci există reguli, doar trebuie aplicate. Asta da? E altceva. Da. Da. Diana, îți mulțumim. Bine, cluburile au luat măsuri și cam la toate sporturile în prezent nu mai este permis accesul părinților la antrenamente. Dar la competiții n-ai ce să vai sau la meciuri amicale. Și acolo oamenii... Măi, dar tu ce faci când ești în tribună și vezi alți părinți că țipă la copii? Tu ce faci? Nimic. Păi ce să faci? Mănâncă ceva. Dar tu dacă în trafic se dă unul jos din mașină, că practic e același lucru, te dai și tu? Cumva. Suna ce poliție. Faci? Aici la sport nu poți să suni la poliție, veni să-i lasă pe ăștia că înjură în tribună. Daniel, bună dimineața! Salut, Daniel! Bună dimineața! Bună! La mine chiar o să vă distrați. Eu am soție arbitru, am fost și eu arbitru de fotbal, Ok. Și ca să vă spun o parte amuzantă, când a debutat la un meci de Liga 2, am zis, hai să iau și eu pe socră, noi și pe socră, să mergem la un meci, la Pitești, la FCA. Și bineînțeles, m-am așezat cu ei în tribună și au început o... întreagă, mai ales când a văzut că o femeie arbitrează, a început o întreagă înjurătură. Deci, practic, tot stadionul înjura. La fotbal, problema este că toată lumea, adică sunt situații la limită ca arbitru, care le vezi, orice decizie ai lua, sigur te înjură cineva. Și ceilalți, da. De, da. Da, da, da. De exemplu, eu m-am obișnuit, adică eu când am intrat în fotbal nu știam ce să le înjurătură, adică am primit o educație destul de... E ok, nu acceptam înjurăturile. Și după o anumită perioadă am devenit imun. Credeți-mă, am devenit imun și soția mea este și a devenit și ea imună. Numai că acum când se întoarce la meciuri întreb, avem frigiderul plin pentru astăzi? Și avem și frigiderul și lada frigorifică. Păi și te mai duci la meci? Ți-e ușor să te duci și să vezi practic cum îți înjură soția tot stadionul? În general mă uit la meciurile transmise la televizor, deși cele transmise le urmăresc ale ei, dar mă mai duc din când în când și destul de greu, adică, de exemplu, eu am o vârstă, am 47 de ani și sunt copii de 10, 12, 15 ani care o înjură, care stau lângă mine și mi-e destul de greu să mă abțin, dar... consider că dacă mă iau de ei, atunci e posibil să degenereze părinții sau da. Și părinții la fel. Da. Greu, Daniel, îți mulțumim tare mult. Cristian, ești salut, cu Cristi. Noi. Bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Bună. Am și o fată de 9 ani care face fotbal. Și iartă-mă că te întrerup, bă, că ea în ploare fotbalul feminin și la noi din iată ești al doilea părinte de fată fotbalist. Și remarcam, am fost anul trecut în aprilie la Barcelona și a fost cu copii. Și era meci de fotbal între Barcelona și Wolfsburg, Liga Campionilor la fotbal feminin. Au fost 95.000 da, record, de spectatori. Da. A fost meci cu record feminin. De audiență la un meci de fotbal feminin. Da, Cristian, Luca, așa este.
crește fotbalul feminin pentru că e încurajat cumva, exact, din punctul ăsta de vedere. Dar revenind la turneu, ea joacă într-o echipă de băieți, că nu sunt prea multe cluburi care să fie dedicate fetelor și se permite deja și la noi mic. Și am fost într-un turneu. În turneul respectiv, părinții pe margine, ca de obicei, foarte implicați în meci, mult prea implicat în sensul cu indicații peste antrenori, peste arbitri. Asta e, da. Și la o fază din asta, la limită, se fluieră un foul. Fiică mea era fix implicată în faza respectivă. Unui părinte din echipa adversă, al unui copil din echipa adversă, nu-i convine decizia și începe să înjure. Dar înjura din ăla nasol, de tribună, să spun așa. Și îi spun, intervin frumos, adică nu mă duc și zic, nu vă spărați, sunt copii, nici nu știa că e fiică mea. Sunt copii, în jur. Haideți să încercăm să ne abținem, să nu dăm cu înjurături. Așa. Nu spun ce s-a întors spre mine. S-a întors spre mine, dar tu cine ești? Ce te bași tu aici? Deci, efectiv, genul ăsta de comportament. Intervine arbitru ca să-l liniștească, că aici este faza simpatică, și ăla spune că ăsta se bagă peste noi. La care arbitru spune, păi vă dau pe amândoi afară. Eu intervenim doar ca să-i spun, domne, sunt copii în jur. Singura variantă pe care am avut-o a fost că după aia m-am dus exact în spatele porților să stau cât mai departe de persoana respectivă. Dar e absurd ce se întâmplă la copii și juniori, mai ales când e o competiție și o competiție amicală. Și le-am spus unora, eu n-am văzut pe niciunul din jucătorii mari să spună, băi, am câștigat un turneu amical la 9 ani. Și am spus, lăsați frate copiii să joace, lăsați antrenorul să dea indicații, bucurați-vă de spectacol și încurajați-i. Dar nu, e o competitivitate, toți au acasă numai Ronaldo, Messi și Mbappé. Toți zici că semnează contractul cu PSG, toți sunt cu contractele pe masă. Mulțumim tare mult, Cristian. Da. Da, ideea e să-i lăsați pe copii să se dezvolte, să nu mai puneți presiune pe ei, pentru că e foarte greu de dus pentru un copil și așa are presiunea asta de a face sport, care vine cumva de la sine. Dacă mai are și un părinte coleric acasă, e cu atât mai rău pentru el, cu atât mai greu îi va fi să se dezvolte. Așa că lăsați copiii să se bucure de sport și ăla care are talent o să iasă la iveală, nu-i nevoie să-l forțați în niciun fel. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.